Scriitoarea este o elevă din clasa 8-a, Georgiana Axinte, pe care fiecare dintre dumneavoastră o cunoașteți. Atunci când un profesor este depășit de elev, se spune că profesorul și-a atins menirea și astăzi pot să spun cu mândrie că Georgiana a depășit profesorul de limbă română pentru că a reușit să-și publice un volum de poezie. Poftim, doamna învățătoare! Cartea a fost scrisă sub imboldul sentimentelor trăite de tânăra autoare și trebuie să mulțumim în mod deosebit sponsorilor care au făcut posibilă apariția acestui volum. Sponsorii au fost domnul primar Nicolae Ilia, familia Olimpia și Constantin Baroiu, cărora le mulțumim și pentru găzduirea activității de astăzi, familia Mihaela și Nicușor Cătănoaia, Mugurel și Simona Ilișanu, Nela și Amer Cara, Liliana și Mihai Tudurean, Anca și Bogdan Lungu, Ștefănică și Titi Baroiu, Ștefănica, Mariana și Lucian Țaranu, Mihaela și Cătălin Capră, Mirela și Dan Nistor, Carmen și Vasilică Cătănoaia, Gheorghe și Paula Ilișanu, Marian și Iuliana Axinia, Ciprian și Violeta Axinte, Ștefănel Țântaru. Trebuie să vă spun că volumul a apărut încă din luna decembrie a anului 2013 și desenele din interiorul cărții, cât și coperta, sunt realizate de colega și prietena Georgianei, Daniela Popa. Vă rog să le aplaudați pe amintele, pentru că talentul lor trebuie apreciat de noi toți. Și este normal ca cel mai mult astăzi să vă vorbească scriitoarea și Daniela Popa, cea care a realizat grafica acestei cărți. Bine ați venit! Mă bucur că îmi sunteți alături într-un număr atât de mare, sprijinindu-mă necondiționat. Persoanele dragi care îmi sunt alături fac să fie acest eveniment și mai special. Vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat să-mi îndeplinesc visul și să-l duc la bun sfârșit. Bănuiesc că vă întrebați ce m-a determinat să public acest volum. Ei bine, faptul că orice lucru, orice ființă, orice persoană, orice vietate îmi fascinează sufletul de copil și inima, și inima încă tânără. În același timp, dorindu-mi să-mi exprim cele mai profunde sentimente față de părinți, de sora mea, de colegii mei, de amicii mei de nebunii. Imaginația mea bogată, neavând limite, m-am gândit să le dau necuvântatelor un graișciut doar de ele și un loc important, pisicii cățelului, câtorva gândăcei și bondărițe și, în principal, albinuței. Iar acum să trecem la poeziile sentimentale. Pentru tine și mister de toamnă. Despre aceste poezii vă pot spune că aveam o simplă simpatie. Prin urmare, le mulțumesc celor ce m-au sprijinit, celor ce m-au ajutat. Le mulțumesc mamei și tatei pentru că mă suportă în fiecare zi și, în principal, îi mulțumesc doamnei profesoare pentru că mi-a umplut sufletul de bucurie. Vă mulțumesc! Colega și prietena Alexandrei, mi-a făcut o deosebită plăcere să contribui și eu cu ceva la această carte minunată, mai mergem la joacă. Și sunt de-a dreptul fascinată de imaginația acestei copile. Desenele au fost făcute spontan, în funcție de starea și de sentimentele mele, fără a avea o temă anumită sau a-mi impune cineva. Au fost făcute... Este o persoană carismatică, iar prin felul ei de a fi, a reușit să-și facă să-și aștearnă gândurile în această carte. Mulțumesc. Chiar acum, dacă îmi dați voie, să recit o poezie dedicată colegilor mei.
colegii mei. Mă dă de lângă mine, e negruță și stă bine. Alex din spatele meu stă așa zâmbind mereu. Ștefan este un porc ușor, are coarne, e drăgușor. Toată ziua dă din gură, parcă ar fi o babă sură. Marcus e din cauciuc, păr pe cap, parcă-i un cuc. Narcis e ca un brăduț, înalt, frumos, deștept, drăguț. Catincuța e micuța, ce se joacă cu mingiuța. Ioana e fătucă, frumușică și înăltucă. Dana e ca o prințesă, unghii lungi, șuvițe în păr, are o minte sclipitoare și tare ascultătoare. Bogdanel e cel mai mic, cu trăsături de pitic. La română ia doar 10, nimeni nu îl poate întrece. Darius este un roboțel, cu toate că e mititel. Poezia a fost compusă cam pe placul tuturor. Am o clasă minunată, îmi va fi doar câteodată, să-i ascult cum spun prostii și să facem nebunii. Da. Unei persoane importante și este alături de mine. Doamna învățătoare. Doamna învățătoare, ca a doua mamă, o doamnă atrăgătoare, îi voi fi datoare. S-a îngrijit de mine, să cresc cum se cuvine, părinții să fie mândri, eu să nu-i dezamăgesc. O voi avea în inima mea, pe învățătoarea mea, ce pe timpul m-a iubit, cu dragoste m-a îngrijit. Acum că am crescut, eu îi dau dreptate, toate sfaturile din trecut, atunci mi se păreau nedreptate. Rugăm pe domnul director să ne spună câteva cuvinte și pe doamna director. Mulțumesc. Este pentru prima dată când la Broșteni are loc un astfel de eveniment. Îmi doresc în acest context să felicit eleva pentru lucrarea realizată, să-i dorim multă sănătate și mult succes în viitor. Să felicităm în același timp pe doamna profesoară, să-i aducem mulțumiri pentru efortul pe care l-a făcut și, de asemenea, să mulțumim sponsorilor, fără de care n-ar fi fost posibilă apariția acestei lucrări. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare o activitate plăcută. Mulțumesc! Și pentru că în mijlocul nostru este și președinta Consiliului de Elevi de la Liceul Tehnologic Nicolae Nanu, mi se pare normal, ca și dumneai, să spună câteva vorbe. Ana Șulea. Din păcate, sunt total nepregătită pentru acest discurs. Să, în calitate de președinte a Consiliului de Elevi, ar trebui să mă descurc în orice situație. Așa că aș vrea, în primul rând, să-mi cer scuze pentru că încă nu am organizat o activitate în urma căreia să-mi dau seama de anumite talente din școală. Și chiar în acest moment mi-a venit ideea de a organiza un grup de lectură. Unul nou în care să ne... Eu nu știam. Da. Îmi pare foarte bine pentru Alexandra și consider că prezenta carte prezintă un adevărat potențial și îi urez succes în continuare. Și pentru că ești adolescentă, la vârsta iubirii, poți să citești tu una din poeziile Alexandra. Povestea unei iubiri. O bancă stingheră lângă un pom stătea. Îi spunea povestea ei, aceasta nu o credea. Cum doi îndrăgostiți, agale se plimbau pe banca cea micuță, mereu ei poposeau. Până când, într-o zi, perechea s-a destrămat, cei doi îndrăgostiți pe căi diferite au apucat. Banca singură rămânând, în bătăile de vânt, simbolul iubirii lor, îi așteaptă temător. Fata într-o zi apare, inima băncii tresare, față de fata de bancă și-a amintit, lacrimi au izbucnit. Fata pe bancă s-a așezat, amintiri de pânând, cu ochii în lacrimi, cu băiatul în gând. Banca, suferind cu ea, în zare o umbră zărea. Era iubitul fetei, plin de dor și de regret. Aceasta s-a așezat, zâmbetul fetei i-a redat, povestea a continuat, cei doi dragostea și-au reluat. Banca fericită îi privește îndepărtându-se, zâmbind și dachinându-se, simbolul iubirii lor, obiect viu nebunitor. Pentru că o parte din texte sunt dedicate familiei. Alexandra va citi în continuare.
bunătate mamei. Îți mulțumesc! Mulțumesc, mamă, că pot admira răsăritul soarelui și al lunii și al stelelor, că pot să alerg prin iarba moale și fragilă, că în fiecare an alerg prin raiul livezilor în floare, iar când au un frâc, mă bucur de fructe de cobraji îmbujorați ale mărului. Nu mă mai satur să privesc pădurile și munții și apele, să ascult cântecul păsărilor. Pot să văd, să respir, să ating. Îți mulțumesc pentru prietenii pe care îi am, pentru mersul la școală, pentru zâmbetul meu și pentru zâmbetul mirunii. Sunt un om fericit. Mamă, și ție îți mulțumesc. Este normal ca părinții Alexandrei să ne spună câteva cuvinte. Cer scuze pentru emoții. Alexandra este un copil, cred că așa mi l-a dat Doamne, Doamne, să fie ales ca să poată să își exprime dragostea pentru părinți, pentru prieteni, pentru colegi. Nu știu ce să vă mai spun, că am niște emoții. Mai suplați-mi, doamna profesoară. Emoțiile sunt ale mele. Este un copil deosebit. Deci asta poate să spună și colegii și prietenii care îi are și care îi prețuiește, care îi îndrăgește. Și acum dau cuvântul tatălui, că eu nu știu ce să mă spun. Vă mulțumesc pentru participare. Felicit prietenii pentru efortul de foarte și colegii noștri. De mult bine. Și pentru că alături ne sunt și părinții Danielei și au și deja lor o copilă extrem de talentată. Bună ziua și vă mulțumesc că ne-ați fost alături la această zi minunată să sprijinim aceste două fete. Și vreau să le mulțumesc pentru efortul care l-au depus, pentru a obține aceste rezultate frumoase. Și vă mai spun, vă mulțumesc! Că au ajuns la nivelul ăsta, succes în continuare și bine ați venit! Bine ați venit! Și în mijlocul se află și doi domni profesori de limba română pensionari, doamna profesoară Marcela Candrea, pe care toți o cunoașteți foarte bine, și domnul profesor Gheorghe Boldar, doamna profesoară? Da. Pentru mine este o mare bucurie să păstrez legătura cu școala și să văd că în continuare în școala noastră au loc activități frumoase în care se dezvăluie sufletul candide. Am apreciat în mod deosebit versurile citite de autoare și ceilalți, dar am regăsit acolo zâmbetul ei, ochii ei jucăuși și candoarea vârstei. Fie ca această candoare să-și o păstreze toată viața, e un dar minunat venit de undeva, și să știe că acest început trebuie continuat. Sunt convinsă că amândouă, de fapt, vor depune eforturi deosebite în continuare, pentru că am înțeles că fac totul din plăcere. Și când faci ceva din plăcere, atunci este și ușor și îți aduce și satisfacții. Mult succes! Am lucrat la școala din Broșteni, ocazional, așa, din când în când.
susținând pe unul sau pe altul și m-am simțit legat de mai mulți copii din diferite clase, comparându-i cu cei de la liceu de la Borca, unde am lucrat mai mulți ani. Și vreau să vă spun, fără a vă lăuda, eu ar vrea să nu mă las copreșit de emoții, că s-a umplut sala de emoții și de sensibilitate și să vorbesc un ton mai... Serbările pe care le pregătiți dumneavoastră, doamnelor, domnilor, profesori de la liceu, de la Brușteni, sunt fără comparație față de cele din Bani. Organizați niște spectacole extraordinare. Am fost de mai mulți ani la serbările, de fie ani de liceului, fie ani de sărbătorilor de iarnă. Și într-adevăr ați reușit și ați crescut și creșteți niște copii foarte sensibili la frumos. Pe domnișoara sărbătorită o cunosc, ești în clasa a șasea. Știu că stăteam în prima bancă la fereastră înspre interior. Așa. Și fiind prima din bancă, toată ziua o ascultam pe dumneei. Ori se bucura, ori nu se bucura. Eu v-am pregătit o scurtă intervenție referindu-mă la volumul de poezii pe care l-am primit cu dedicație și îi mulțumesc domnișoare. L-am citit de vreo trei ori ca să mă fac o părere și dacă îmi permite să vă spun. Am început în intervenția mea cu cuvântul de laudă la adresa acelui grup de oameni inimori din Broșteni, din Holda, în frunte cu domnul primar, care prin bunătatea și prea plinul sufletesc au găsit cu cale în atmosfera marilor sărbători de iarnă să sponsorizeze apariția volumului de încercări literare a unei elevi de la grupul școlar Nicolae Nanu, Broșteni, tânăra din clasa 8-a, domnișoara de față, Alexandra Axili. Cartea se numește Mai mergem la joacă? Titlul constituind o întrebare retorică la care micile creații incluse în volum încearcă să răspundă. Respectând, desigur, proporțiile, aceeași întrebare profundă și-a pus-o cândva genul tutelar al literaturii române, Mihai Eminescu, într-o poezie studiată și de domnișoară în clasa 7-a, poezie care se termină cu versurile Unde ești copilărie cu pădurea ta cu tot? Peste câteva zile comemorăm 125 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu. Volumul Alexandrei este în esență o chemare a unui suflet curat adresată celor de vârsta ei, deci în primul rând celor de vârsta ei, de a păstra nepătat această minune a vârstei omului care se numește adolescența, vârsta marilor căutări și a tulburătoarelor întrebări, care pe de o parte este exuberantă, lipsită de grijă, înclinată spre joacă, spre veselie, dar peste care coboară treptat, alte lumini, alte întrebări, alte griji, chiar umbre nedeslușite. Și te trezești fără să-ți dai seama că nu mai ești copil și că încă nu s-a aflat locul în lumea în care te acaparează. Vrei încă să fii iubit ca un copil, dar totodată ești copleșit de primii fiori ai dragostei. Și aici mi-am permis să iau două strofe, două distihuri dintr-o poezie a lui Lucian Blaga, Trei fiețe, se numește poezia. Copilul râde, înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Tânărul cântă, tânărul, de acum dumneavoastră sunt tine. Jocul și înțelepciunea mea iubirea. Pentru cei mai în vârstă, ultimele două ori le-am scris la sfârșit. Dacă vă interesează, o să vi le spun. Am încercat să grupez creațiile din carte prin ceea ce au ele comun unele cu altele. Se impun atenție mai întâi acele poezii în care autoarea, copilul, se simte ocrotit cu dragoste de cei din jur, cu responsabilitate. Se simte bine la școală și își asumă un ton sfătos față de colegi. Poezii, școala, îndatoriri, prietenia, lucruri bune, doamna învățătoară. Bine se simte acasă, cu părinții, cu surioara, cu bunicii. Poezii, scrisoare, sfat, băiatul curios, pongo, pisilică,
furnica, tica, gospodina, mesaj pentru părinți, tata, mama, de ziua ta, sora mea, chipul ei. Chipul ei este un ecou dintr-o poezie a lui Grigore Vieru, ca dovadă că fata citește. Îți mulțumesc, bunici și bunica. Acestea constituie universul fermecat al copilăriei. Printr-o tușă, printr-un cuvânt, individualizează pe cei dragi din clasă, cărora le păstrează o amintire frumoasă. Poezia s-a citit. Trăirile contradictorii, căutări, de înfrigurări de sufletești, îți găsesc ecou în poezii cum ar fi toamna, pe un ton de melancolie, frig și umbre, mister de toamnă și ori dragoste, tu, pentru tine, soare, lumină, iubire, primăvară, în aceeași preocupare și căutare. O imperceptibilă durere și spaimă se dezvăluie din creațiile emoții de toamnă între luni, care în viață. Cele mai reușite, din punctul meu de vedere, creații sunt Albinuța, Rețeta de Crăciun, Povestea unei iubiri. Felicitări deosebite domnișoare Daniela Popa Vecina pentru reușitele desene incluse în volum și, în primul rând, Banca, care se leagă direct de o poezie, și pictura, desenul de pe copertă, care are foarte multe semnificații. Am aflat din prefața cărții că autoarea, Alexandra, este împătimită de Ana Blandiana și de aceea pentru ea și pentru colegii ei, deci pentru toți dumneavoastră cei tineri și în primul rând pentru fete, dați-mi voie să vă citesc poezia Minune de Ana Blandiana. Uneori când sunt fericită, într-adevăr, simt, sau poate numai mie mi se pare, cum în vârful fiecărui fir de păr îmi crește câte o floare. Și știu că sunt grozav de frumoasă cu podoaba aceea împărătească, dar nu îndrăznesc să mișc fruntea prea tare de teamă să nu se ofirească și nici să mă privesc în vreo oglindă de teamă să nu se desprindă. Și mai ales, e destul să mă întristez numai un pic, ca să nu mai rămână din toată frumusețea nimic. Și ceea ce vă spun mai departe, sunt tot din poezie. Eu cred că puteți încerca și voi, binișor, e ușor, nu trebuie decât să fiți foarte fericiți. Poezia se numește Minune. Și pentru dumneavoastră, părinții, să vă bucurați dumneavoastră de această minune pe care o aveți în casă. Felicitări deosebite! Doamna învățătoare, pe doamna Catrine Marcela, care a fost învățătoarea clasei 1-4 la Alexandrei, să vă spună câteva cuvinte. La primul rând, bună ziua tuturor! Și la mulți ani, când am început, că nu am reușit să vă văd pe toți. Mă bucur că particip la această întâlnire alături de părinții minunați aceste fetițe și de dumneavoastră. Mi-aduc aminte că am venit în clasa 1, acest copil, împreună cu mama de mână, plângând mama și ferind, pentru că trecuse printr-un mare albar, printr-un mare coșmar și se gândea oricând că nu va mai avea. Dar Bunul Dumnezeu a făcut minuni și Alexandra o vedeți astăzi în carne și oase, făcând minuni și ea și jucându-se cu cuvintele și cu suprivirile în dragi, îngrijorate ale părinților mei. Mă bucur că a trecut cu foarte bine obstacol de copilărie și acum este un copil, dar este o perioadă de trecere de la una alta și o felicit pentru ceea ce a făcut. Eu am descoperit în clasele învățământului primar că această fetiță are un talent. A colaborat foarte mult în cadrul revistei Cristea, pe care am condus-o mai mulți ani la rând. A contribuit cu tot ce a putut, începând de la talentul ei, și a continuat cu sponsorizări, cu participări la toate activitățile pe care le-am organizat pe această bandă.
Eu mă bucur că am fost invitată să particip la acest eveniment. Nu am citit această cărțulie, însă am văzut pe internet coperta, care prin arborii aceia care cresc, îi are înrădăcinați, arată că viața ei încă, deci a prins rădăcini, crește, se dezvoltă, înflorește și se va dezvolta, bineînțeles, din ce în ce mai mult. O felicit pe doamna profesoară care a organizat acest eveniment și a descoperit talentul acestei fetițe și cred că o va încuraja în a munci, în a se interesa, în a se preocupa. Nu înseamnă că dacă ai scris câteva versuri, că tot scriem versuri într-o viață de oră, tot scriem, așa, să se oprească aici sau să se creadă că e suficient. Nu! Acesta este doar începutul și trebuie să continui din ce în ce mai perfect. Colaborare cu scriitori, întâlniri cu scriitori și să poți face lucruri extraordinare. Eu îți urez succes pe drumul vieții și pe drumul creației și mă bucur că ești alături de colega ta, pentru că nu v-ați despărțit amândouă, ați continuat, ea fiind cu talentul ei, de fapt și ea are mai multe talente și de mare cântăreață și de pictoriță. Mi-aduc aminte că participam la concursurile școlare la nivel de județ și nu era dată să nu ia locul întâi, alături de frățiorul ei cu care lucra. Bineînțeles, nu pot să ignor aici preocuparea acestor familii care le creează acestor copii tot ce vor, absolut tot ce vor pentru a se dezvolta. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru atenție și credeți-mă că m-aș fi legat de carte, dar nu o cunosc și am înțeles de la domnul profesor minunat, profesorul Bombar, care este iubitor de limba română, care a cuprins în cuvântul dumnealui tot ce avea de spus despre carte. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc tuturor un an plin de bucurii. Luna următoare, sperăm, o să apară un nou volum de poezie la Broșteni, volumul doamnei Iulia Gavrilescu, care se află astăzi printre noi. Așteaptă doar ceva sponsori să-și completeze suma pentru posibilitatea de a-și publica volumul. Și, cum bine știți, la orice lansare de carte, autorul oferă pe volumul pe care îl are în față autograf și vă invit să vă achiziționați o carte, bineînțeles cu autograful Alexandrei, și sperăm că peste ani ne vom bucura de încă un volum al ei. Să-l considerăm pe acesta volumul de debut. Mai mergem la joacă și poate peste ani Alexandra o să se poată întreba încă o dată, mai mergem la joacă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invit să veniți să vă luați cărțile.